Bă, Alice, m-ai trezit din somn, Alice, unde m-ai adus tu aici? Vrei iar să facem concurs de construit? Nu te-ai săturat să facem concursul ăsta de construit? Așa, întotdeauna, ce mai vrei să mai construim astăzi? Pă, pune, vreau și o sătură, dar nu se poate cu tine. Trezește-te, bă, Rafaele, mai rapid, hai, cu spor de viață, e concurs de construit, trebuie să te grăbim aici. Păi sunt trez, nu vezi că sunt trez, aici am venit și da, ce concurs de construit, la ce m-ai adus? Aia, chiar sunt curios, la ce concurs m-ai adus de data asta? Că, pă, bune, adică mă chemi așa în continuu, la concurs de construit, dar nu-mi spui înainte, mă spui fix când ajungem aici sau nici aici nu-mi spui. Păi, bă, Rafaele, concurs de construit de bază ascunsă. Cum adică bază ascunsă? Ce bază ascunsă? Bază secretă? Da, bază secretă, de aia, cum ai făcut. Și de data asta mă lași doar o rundă, adică nu facem de nou versus pro? Ah, păi e perfect, mă, dacă facem doar o rundă. Hei, facem de nou versus pro. Aolea, iar mă pui la două runde. Hai, mă, Alice, mă mai ce trezești așa din somn și chiar mă pui la două runde. Bine, mă, hai, du-te la tine, du-te în partea ta. Eu o să încep acum. Atunci, Alex, a zis că astăzi o să facem bază secretă de noob și bază secretă de pro și o să fie foarte tare, deoarece o să bat. Bă, Alice, m-a trezit din somn, trebuie să o bat 100%. Scrieți voi acolo în comentarii cine a făcut mai frumos la baza de noob, cine a făcut mai frumos la baza de pro și scrieți acolo în comentarii cine a câștigat tot meciul și ambele runde, adică care construcții v-au plăcut mai mult și dați și acolo note la fiecare construcție, deoarece Alice, eu zic o să te bat 100% și spune și mie așa, ce ai tu de gând să, deja te-ai apucat, mă, ce faci aici? Bă, păi, bă, Rafaele, n-ai zis că începem cum? Păi nu, n-am zis că începem, sau hai, apucă-te, că avem timp, facem timp destul, că nu este pe cronometru, adică nu este ca în ăla cu dar să la minut, sau cu voi, ta fiate. Alice. O să te bat 100%, dar vreau să-mi spui ce o să faci tu aici. O idee așa, ce o să faci tu, chiar sunt curios. Ei, da, nu pot să zic chiar tot. Eu baza ascunsă și acum din câte vezi am făcut o ușă. Ah, da, și asta e baza ascunsă, nu? Da, uite, e foarte ascunsă. Nu mă vezi dacă stau așa. Nu, chiar nu te văd, sincer, la modul cel mai serios. Ok, deci da, Alice deja a făcut baza secretă. Poți să-i dau nota 0. Hai, Alice, hai să începem acum, să începem aici să facem. Fii atentă, n-am nicio idee, dar în câteva minute o să am cea mai șmecheră idee. Ok, Alice, acum o să mă apuc și eu. Mi-am ales câteva materiale. Am aici niște frunze. Am aici ceva de copac, o să fac un fel de copac, adică nu o să fie un copac, dar o să fie o bază secretă, sper eu să fie ceva șmecher. Adică mi-a așa o idee, dar să vedem cum o să iasă. Spune-mi acolo, cum te descurci tu, ce o să faci tu acolo? Chiar sunt curios pentru că eu deja m-am apucat. Și pot să zic că poate o să fac ceva, nu știu sigur dacă o să fac ceva șmecher, dar vreau să-mi spui ce faci tu acolo. Poate am și o idee, așa. M-am apucat să fac aici o bază sub pământ. Te-ai apucat să faci o bază sub pământ? Cum adică o bază sub pământ? Păi stai mă puțin, păi unde sub pământ? Că o făceai în aer, erai în aer acolo, nu erai sub pământ. E, m-am răzgândit, nu mai îmi place. Ideea aia. A, nu-ți mai place ideea. Acum vrei să faci alte idei cum ar veni. Bine, mă, Alice, fii atentă. Eu deja am apucat aici să fac o chestie foarte, foarte mișto. Deci fii atentă, stai că asta este o bază de noob și aici nu trebuie să ne complicăm noi cu foarte multe chestii. Trebuie să facem niște chestii cât de cât okiuțe. Hai să vedem cum o să fac aici la baza asta de noob. Bă, la baza de noob, să zicem că probabil ar fi ceva de genul așa, pe undeva pe aici să mergem așa foarte, foarte, foarte frumos în jos. Și să vedem aici. Mamă, nu, că nu merge așa. Mamă, nu știu cum o să fac, mă, Alice. Mă, tu cum faci acolo, mă? Chiar nu am nicio idee, sincer. Adică am o idee așa, dar parcă nu prea e cum aș dori eu să fie, sincer. Adică cum fac? Că deja am terminat. Hai mai rapid. Hai că ai terminat. De unde să trimu? Hai că dacă ai terminat tu acum, ok, bine. Uite, ai terminat. Că stau la ușă, stau aici, uite. Bine, stai acolo. Așteaptă mult și bine până eu termin acum. Ok. Deci hai să fac aici, mamă, stai că deja dau un apă aici, mamă, pe nici nu pot să fac în jos, mă, Alice. Ce fac aici? De fapt, hai că merge cât de cât așa foarte, foarte frumos și o să fac aici pentru că am zis că este de noob, nu o să fac o chestie foarte mare. O să fac doar atât, să zic, hai să vedem doar chestia asta. Punem aici un mic pătuț. În sfârșit, fii atentă, Alice, eu am terminat, cred că am terminat, am făcut aici un pat așa, cât ok, adică nu trebuie să fac ceva mai mult, sincer, bă, eu zic că e ok, adică este o bază așa secretă, cât să zic, hai că mai punem niște chestii așa, să facem puțin mai secretă, dar, da, asta e de nou, dar trebuie să fac mai multe chestii, da, eu zic o las așa, gata, am terminat, Alice, poți să zici dacă tu ai, mă, ce faci mai aici? Hai că te aștept aici de mult timp, hai la tine. La mine, nu, fii atentă, vreau să mergem prim. Da, clasica, dar fiecare dată trebuie să mergem prima oară la mine. Ok, acum vreau bă, să văd. Rafaele, bă, ce e asta? Ai făcut boscheți? Păi da, e o bază secretă, Alice, dar e o bază secretă. Vreau să găsești intra. Hai că ai găsit-o deja, bravo, Alice. Intrăm aici și asta e baza. Da, e mult, mult prea simplă, dar bine. Păi da, e bază de noob. Ce vrei să fac la bază de noob? Vrei să mă fac aici să fac cel mai mare chestii, cea mai mare bază de lume, de pom sau cum vrei. Da, mie mi se pare că mai copiat, așa că îți dau un 6, dar hai să vedem. Nu, stai puțin, tu ai făcut la fel ca mine. Poți să vezi. Ia. Uite, asta e baza ta. Da, tu-ți bagi joc de mine. Asta e baza ta. Adică la modul cel mai serios. Asta e baza. Mamă, ce bă, dar până la urmă, da, e o bază. Da, nu, bă, da, Alice, cam e așa evidentă, sincer, nu știu ce să zic. Alice, de fapt, hai, mă, adică, bă, evidentă, nu vezi nimic. Și acum intri. Face schimb.
Da, hai să trecem la următoarea mai rapid. În fine, Alex, eu îți dau nota 7, tu încă nu mi-ai dat notă, vreau să aud nota ta, ce îmi dai notă mie, îmi dai, îmi dai mie, până la urmă, dar fii atentă, vreau să scriu oamenii acum în comentarii cine a făcut mai frumos dintre noi, de pentru că eu zic că eu am făcut, tu zici că tu, da, scriu oamenii în comentarii, dar zi tu nota, eu ți-am dat 7, tu ce notă îmi dai? Da, bine, Rafael, fii atent, am să-ți dau nota 6,69. Ah, normal, ca să nu, iau, să nu ai mai mult decât mine, ok, dai, fii atentă, data viitoare, de data viitoare, vreau să-mi dai tu prima oară notă. Ok? A, ok, bine, să stau, da, bine. Oricum și acum trebuia să faci la fel, dar aia, lasă, nu mă mai interesează, pe bune. Acum, hai să trecem la a doua rundă, la cea de pro, unde o să fie o bază secretă, nici nu știu cum o să fac încă, dar avem timp de gândit. Gata, Alice, mi-am ales câteva materiale, încă am o idee așa, dar nu știu sigur dacă e o idee prea bună, dar după cum puteți vedea voi, oameni buni, acolo avem un munte și am zis, hai să fac și eu un munte, ceva de genul o bază secretă într-un munte, adică ce s-ar putea întâmpla mai rău dată, adică bine, ce-ar fi rău în asta, pe bune, adică eu zic că o să fie ceva foarte șmecher. Acum, hai să-i dăm forma, Alice, vreau să te întreb ce faci tu acolo, cum o să faci, dacă o faci munte, dacă o faci, bine, sper să nu o faci munte, că dacă faci ca mine, e o problemă, Alice, pe bune, la un moment serios. Rafael, niciodată în viața mea. Ce ai zis când, bă, Alice, dar nu te aud, bă, Alice, ai și tu microfon la 2 lei, pe bune, sincer. Rafael, eu am zis că eu nu copiez în viața mea, nu fac eu în munte, eu fac tot subteran. Ah, ok, faci subteran, ok, acum eu mă apuc aici să fac o formă așa la munte, prima oară să fac aici un cub să fie așa o formă, ok, și după să-i dau o formă cât mai șmecheră, dar revenim după, deoarece eu zic că o să te bat, Alice, și chiar sunt acolo curios dacă o să faci ceva șmecher sau nu. Gata, Alice, am făcut muntele, am făcut exteriorul și acum trebuie să mă ocup de interior. Dar ceea ce este foarte șmecher la această bază secretă este că eu am două intrări secrete despre care eu zic că o să fie greu să le găsești. Ok, nu vreau să-ți dau mai multe spoilere, dar una este pe undeva mai pe sus, una este pe undeva mai pe jos și acum o să le arăt oamenilor care sunt intrările secrete și haide să vă arăt prima intrare care eu zic, bă, chiar sunt curios, chiar sunt curios ce părere aveți de asta, chiar sunt curios, să-mi scrieți voi acolo în comentarii dacă v-ați gândit la locurile astea, să intrați voi să căutați aici, dacă e un loc bun sau nu, adică bine, sunt două locuri, dar ați prins ideea. Bun, și acum haideți să intrăm în prima locație, în prima pază secretă, prima locație pe unde puteți să îi pun, pe unde poți intra, cum ar veni, intrați pe aici foarte, foarte frumos și ați intrat aici. Aici este locul acesta foarte, foarte tare, dacă vedeți aici, putem să mai intrăm printr-o parte, urcăm aici sus și aici vedeți că avem o chestie aici deasupra. Ei bine, poate vă întrebați, bă, dar asta nu pare, adică e greu, da. Uitați-vă foarte puțin aici, uitați-vă puțin aici, deci stați puțin. Haideți să mergem jos de tot. Și acum, haideți să vă arăt traseul pe care trebuie să-l urmați. Mergeți pe asta, după urcați pe asta, așa foarte, foarte frumos. Și de aici nu știți ce se întâmplă, vedeți că e asta așa, dar voi trebuie să o dați jos, după o dați așa, după o ridicați cum ar veni ca să nu-și dea seama altcineva. Și aici la fel, faceți la fel, ridicați și ați prins voi ideea și cam așa am ajuns. Și eu zic că e o idee bună, nu știu, scrieți-vă acolo în comentarii dacă e o idee bună sau nu. Și acum, haideți să ne ocupăm și de interior, să facem interiorul, să-l facem foarte frumos. Intru acum foarte bine aici. Și Alice, chiar sunt curios ce ai făcut tu. Până cât timp fac eu interiorul aici, când mă gândesc să fac eu toate astea, chiar să vreau să-mi spui și mie ce ai făcut tu pe acolo. Bă, Rafaele, deci fii atent, eu am făcut aici o bază subacvatică într-un fel. Mama, subacvatică? Mă, păi și eu am făcut, bine, n-am făcut subacvatică, dar ceva de genul, pot să zic într-un fel, ai prins o idee, așa, și ce ai mai făcut tu pe acolo? Așa, am făcut aici o bucătărie, un loc unde mă joc, ursuleț așa? Normal. Ursuleț normal, că ursulețul nu putea să lipsească de la tine, înțeleg, da, ok, și altceva, ce ai mai făcut? Am două frigidere, unul pentru mâncare și unul pentru sucuri și un pat. Ma, Bali, uite că am făcut eu aici, am făcut ceva foarte șmecher. Nu știu ce aș putea să mai fac pe aici, aș putea să mai fac ceva, dar habar n-am ce să fac, sincer. Pentru că, băi, eu zic că arată genial, adică nu cred că ar trebui să fac mai multe chestii. Până la urmă este o bază secretă, dar este de pro și ar trebui să mai fac ceva, nu știu, mă mai gândesc să mai fac câteva lucruri. Ai ceva de spus înainte să mă mai gândesc și eu așa? Eu am de spus să vii mai rapid, că stau aici la ușă și te aștept. Ah, de unde să stai, mă, de la ușă să mă aștept? Hai, fii atentă, fii atentă. Eu acum stai să mă mai gândesc să mai pun mai multe chestii pe aici, că eu deja zic că, bă, nu e finalul ăsta, mai durează, mai trebuie să mai fac niște chestii, pentru că nu sunt foarte, foarte mulțumit, dar cred că o să mai fac ceva și prin exterior sau nu. Haideți că mă mai ocup acum prin interior, văd ce pot să mai fac și revenim imediat cu materialele. Gata, mi-am mai ales niște materiale și acum hai să facem. Fii atent, o să pun aici un mic șemineu, îl pun aici foarte, foarte frumos. Cred că aici e perfect. Ok, l-am pus. Pun și un carpet aici, că mai avem nevoie și noi de ceva foarte, foarte tare pe aici și pe aici o să pun pe aici. După cum puteți vedea, chestia aceasta, dar trebuie să o mut eu foarte, foarte frumos. Trebuie să mai stau puțin așa, să o mai dau puțin în partea aceasta, dacă ar merge super, super tare, pentru că eu zic că se potrivește, adică e tematică foarte, foarte bună, dar da, eu zic că totul este foarte bine. Am aici o oglindă, cum ar veni, o pun și pe asta pe aici. Cred că las aici. Cred că este un loc bun. Aici trebuie să mai punem și un ceas pe care trebuie să-l pun și eu tot așa. Vreau să pun și un dăsta, un ursuleț, pentru că Alfa cu Alice totuși vrea și ea un ursuleț, vrea ceva. Alice, ce părere ai că am pus eu ursuleț? Păi, bă, Rafaele, bă, eu mă simt foarte încântată că ai pus și tu un ursuleț acolo. Cream că o să faci urât. Da, e bine, cream că o să faci
faci urât, pentru că te-am copiat cu barbie. Adică bine, nu te-am copiat, că până la urmă puteam și o să pun asta, dar credeam că faci urât totuși, că până la urmă folosesc un ursuleț, folosesc ceva de genul. Și da, fii atent, eu o să pun aici în partea asta, dacă ar putea să stea ăsta să vină puțin mai aproape de mine, ar fi perfect, dar văd că nu vrea să vină, lasă așa aici. A, e, dacă nu se pune cum trebuie, ăsta îl pun aici, îl trag așa puțin mai în spate, îl punem direct pe perete și aici cred că nu mai am nimic de făcut. Am făcut pe aici, am pus ăsta, cred că las puțin să văd dacă pot să mai dau puțin mai așa. Stă bine aici, stă foarte, foarte bine și nu știu dacă mai am ceva de făcut, sincer. Adică am făcut toate chestiile astea, nu știu dacă mai am ceva de făcut. Mă uit prin exterior, haide să schimb și eu asta culoarea, că parcă totuși roz așa nu parcă dă bine. Mamă, dă stai că ăsta îl punem ca acestul cum ar veni. Eu zic e ok. Stăm așa, ne uităm foarte frumos aici în oglindă, cât de bine arătăm toate astea. Alice, eu pot să zic că cred că e gata. Cred că e gata. Atât am zis, cred că e gata. Ieșim pe aici, poate de sub foarte, foarte frumos. Pe aici, dacă vrei să te uzi, te uzi. Dacă nu vrei să te uzi, intri pe acolo pe sus și cam aia e. Deci am două intrări și eu zic că arată super, super tare. Și pot să zic că totuși am îndeplinit cerința, am făcut o bază secretă așa de pro. Pot să zic e de pro, adică cu două intrări așa nemai gândite, adică au fost așa gândite pe loc, mi-au venit așa pe moment. A ieșit totul super, super bine, super natural. Și acum, Alice, vreau să-mi spui dacă tu ai terminat, pentru că eu pot să zic că sunt gata. Terminat și eu, suntem amândoi gata, hai. Ai terminat, mă? Când ai terminat, mă? Tu când ai ce-am făcut și ce ai făcut tu acolo, pe bune? Că nici nu mai știu să mai vorbesc, Alice, pe bune. Păi, eu am făcut foarte multe chestii, o să vezi, hai. Te văd că ești la ușă, hai. Da, stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai puțin, Alice, stai puțin. Deci fii atent, Alice, vreau să nu te uiți, deschid acum ușa, că știu că ești tu aici, nu te uita, nu te uita, nu te uita, mă, fii atent, vreau să mergem acum prima oară la tine, pentru că am mers la mine, ok? Așa, acum da, bine, Rafael, hai. Mă, ce e asta, Alice? Bă, Alice, tu-ți bagi joc, unde ai făcut, ce ai făcut aici, uite, ce e asta? Asta, deci, stai să-ți explic, deci, aici dorm eu, aici te joci tu cu maneta, când ai ce-ți faci și în rest ai privire. A, și asta e baza secretă, ia, mă, ce baza secretă? Mamă, ce ai făcut mă aici? Păi și unde cobori aici? A, stai că e scară, n-am văzut, ok, merg așa frumos, ia ce acolo, acolo este... Închidem, ok, ia aici închide, mamă, ce... Alice? Da. Mamă, cât de tare arată, bă, arată genial, pe bune. Mamă, cât de tare arată, bă, cum te-ai gândit să faci așa ceva? Păi, m-am gândit la ocean, așa că am zis să o fac în ocean. Auzi, da, dacă intră cineva să se scalde pe aici prin apă, să noate prin apă, tu ce faci? Te vede, nu? Păi, da, eu n-am nicio problemă. A, n-ai nicio problemă, bă, dar vezi că arată genial, mamă, vedem aici, ai televizorul, doamne, ai calculatorul, ai scaunul, ai aici ursuleții clasici, cum ar veni, patul aici de două persoane, cu cine dormi, Alice, aici? Sau e pentru tine, n-ai loc în pat? Nu, că am eu... prieten, așa. Ce, ai zis ceva? Nu, n-am zis nimic. Așa credeam și eu, ok, aici ai de ăsta de haine, cum ar veni, aici ai niște lumini, așa. Bă, dar arată genial, să vede priveliștea mișto, să te uiți așa în jos, bă, dar pești pe aici, nu sunt prin apă, nu e nimic, Alice, e cam sărăcie, sincer. Bă, dar arată genial, bă, la modul cel mai serios, chiar arată foarte, foarte genial. Și vreau să mă uit aici ți-ai pus asta de machiaj, ți-ai luat-o frumos clasic, aici niște crafting-uri, adică niște un crafting și niște furnale, chestii de genul. În lumina asta aici, bă, altceva le-ai mai făcut? Bă, păi, bă, rapele, din ce vezi aici, n-am mai făcut altceva. Ok, păi le-ai mai făcut altceva. Și pe și ce notă să stai ție, bă, dar arată genial. Nu știu, vreau să-mi spui tu așa, cum te-ai gândit tu să faci asta, cum a durat procesul ăsta, cum l-ai făcut, cum ai creat. M-am gândit să fac ceva mai complex la intrare și pentru că nu vreau să se vadă absolut nimic, auzi, lasă-i puțin, dar mă gândesc și așa puțin. Cineva care ar vedea leverul ăsta, crezi că n-ar da de el așa puțin? Nu cred, eu am încredere în oameni. Păi da, dar cred că trebuia să fie și asta ascuns puțin, nu crezi? Să fie ascuns, eu cred că ești prea paranoic, lasă. A, da, fii atent. Hai să decide lumea în comentarii dacă ăsta al tău, adică nu, fii atentă. Vreau să facem în felul următor. Să decide lumea în comentarii. Uite, acum eu sunt un abonat, da. Vreau să le spun oamenilor să facă în felul următor. Să scrie în comentarii dacă, fii atentă. Merg așa foarte frumos, tiptil, sunt un om normal și văd ăsta. Bă, ce ar face un om normal? Adică ce ar face abonatul? Ar da de ăsta sau nu? Chiar sunt curios să scrie oamenii în comentarii acum, Alice, pentru că eu aș da de ăsta, sincer. Eu chiar aș da. Tu n-ai dat? Ba, da, aș da. Bine, hai tu dăm notă, lasă asta. Bine, gata, fii atent. Hai să mergem să-ți dau o notă. Vreau să mă uit așa puțin să ajung aici în interior, că bă, arată genial, gen, pentru priveliște, îți dau nota 10. Băi, genial. N-am ce să comentez. 10. Păi da, băi, stai, pentru priveliște doar, dar bă, și interiorul arată ok, arată gen, să-i zic să-i dau o notă 7 la interior, să-i zic așa și cu asta de aici, bă, nu știu, un total cred că ți-aș da, adică asta nu prea. Bă, mecanismul să nu știu, ciudat, adică e cu duș și întors, nu știu, să vedem ce decizi oamenii în comentarii, dar hai să zic că o să-ți dau nota 8-20 în total. Gen, tot îți dau nota 8-20. Bine, hai să zicem că e bun. Hai să vedem la tine acum. Acum, fii atent. Acum merge la mine pentru că ai răbdare. Bă, dar nu te mai ducem înainte. Fii atent, nu te uita. Bă, Alice, bă, îți bagi joc de mine, mă. Așa, fii atent. Ia uite ce e asta, îți place? Ia uite. Vrei
să spun ce arată. Arată ca un asteroid care a căzut aici. Mă, nu e asteroid, e un fel de munte. Dar fii atentă, uită-te din jur împrejur și vreau să-mi spui, bă, stai mă puțin, stai puțin, nu a pus aparat, ce faci pe acolo? Bă, n-ai voie, n-ai voie, bă, Alice, jos, 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 n-ai voie. Jos, nu cobor, dar ce intrare, mă? Păi, da, nu e o intrare. Păi da, dar de unde știi tu că e intrarea e sus? De unde știi că păi, nu e? Păi dacă sunt astea, nu înseamnă că trebuie să fac parcurs. Ce parcurs să faci, mă? Stai mă puțin, bă, astea sunt de design, Alice. Uite-te puțin pe aici, uite-te din jur împrejur, fii atentă. Aici am făcut un fel de râu, cum ar veni un izvor, un izvor, ok? Știi că din munte izvorăște, cum ar veni așa și cum ar veni, asta e totul. A, asta e totul? Bine, acum da, fii atentă, stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai puțin, vino aici, stai că acolo sus nu e nimic, nu e nimic sus, vino încoace, vino încoace. Bă, Alice, eu n-am mai avut chef să mai fac nimic, n-am făcut nicio bază, secret, am făcut doar așa o munte. Eu cred că tu mă minți. Ia zi-mi unde e. Hai, urcă, fii atentă, vreau să te văd, vreau să te văd pe unde te urci tu, dar, Alice, vreau să te văd pe unde urci tu. Ok, ai urcat pe acolo și acum pe unde urci, ce faci tu acum? Ce faci acum? Oh. Bă, Alice, hai că știi să ajungi, bă, ceva, bă, n-ai voie să folosești așa. Hai, așa, 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 bă, la asta nu m-am gândit, sincer, dar, ok, bă, eu credeam că e mai complex, sincer, dar, da. Ok, ai găsit locul acesta și fii atentă, mai e un loc secret, mai e un loc pe unde poți să intri și dacă acum, bă, bă, nu să sari așa, Alice, Alice, unde sari? Uite-te puțin, că așa e drumul, sar pe aici, bam, 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 tu pe aici și după te pui aici jos, bam, 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 și stai aici frumos, mănânci o pizza, stai la șemineu cum ar veni. Și acum, bă, unde te duci, mă, bă, bă, unde te duci, unde te duci, Alice? Dar să fac o baie la tine în lac aici. Nu, n-ai nevoie să faci o baie, n-ai nevoie să... Bă, dar asta nu e lac, e un izvor, Alice. Nu contează. Ok, fii atentă, asta este totul. Avem aici o fii atentă, vreau să... Bă, ce faci, mă, de ce spargi astea? Din greșeală. Dă-mi o notă, ce părere ai tu, de ce vezi tu pe aici? Uite-te așa frumos. Unde e a doua intrare la paiere? Păi stai puțin, că încă nu zic a doua intrare, o descoperi tu singură, dar fii atentă, vreau să-mi zici o notă așa, ce dai tu pe aici? Ia uite, avem și cerbul ăsta aici de aur, cum ar veni. Avem cerbul pentru că se potrivește cu muntele, adică, nu știu, pe bune. Bă, păi da, mă, se potrivește, dar zi-mi unde e intrarea aia, că vreau să știu. Uite-mă pe aici, unde zic că te scalzi tu, uite, vii pe aici foarte frumos, te duci aici în jos și pe aici intri, cum ar veni, nu? Adică te duci așa, bă, noți foarte, foarte frumos, stai aici să dau asta, că încă n-am notat foarte bine, dar vino afară, vino afară, vino afară, vino afară să vezi. Vino pe aici, fii atentă, că am o surpriză pentru tine. Vreau să-mi spui tu mie, cum intri tu, cum intri tu înăuntru de afară, ia spune, arată-mi, arată-mi de fapt. Pe aici? Păi da, dar cum intri, ia, fără să dai aia jos. A, fără să dau. Fii atent, bă, Rafaele, că încerc, uite așa și dacă facem așa, hop. Da, și ajung, da, bravo mă, Alice, dar fii atentă. Vreau să decidă oamenii în comentarii care este baza puțin mai secretă așa dintre ele. Două, eu zic că ambele sunt secrete, dar practic a mea pare într-un fel puțin mai secretă pentru că ai două locuri pe unde poți să intri așa foarte, foarte ascunse, așa bine gândite, dar la tine, bă, eu aș da de leverul, adică e un bloc și da, pe și un lever și aia e. Da, nu mi se pare corect ceea ce faci aici. Tu okay, mituiești oamenii. Ce, cum nu mituiești pe nimeni, cum adică, ești atentă. Acum, vreau să scriu oamenii în comentarii. Nu, stai puțin, dă-mi notă tu înainte să scriu oamenii. Bă, Rafaele, cred că am să-ți dau un 7. Un 7 total, 7 total, pe bune. Da, 7 total. Paolo, bine, ok, îmi dai 7, aia, eu ți-am dat 8,20, tu îmi dai 7, dar acum rămâne totul să decidă oamenii din comentarii. Scrieți voi acolo în comentarii cine a făcut mai frumos la asta de noob, cine a făcut mai frumos la asta de pro, pardon, la aia de noob, la asta de pro și cine a câștigat toată runda, pentru că, bă, unde-i dus, mă? Bă, Alice, unde pleci, mă? Spider-Man, Spider-Man. Da, iar sunt cu nebuna de scris voi acolo în comentarii cine a câștigat și ce vrei să facem data următoare, pentru că, Alice, data următoare o să facem ceva super, super șmecher, ceea ce doresc abonații, scrie acum în comentarii, toți abonații o să scrie toată lumea în comentarii, Alice, pentru că o să te bat și la următoarea rundă. Nu e adevărat, votați pe Alice, pa, pa! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.